Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea! Astăzi voi face o rețetă de gelatină mozaic de fructe. Sper să vă placă rețeta și să o probați. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente. Vom pune o cratiță pe foc și adăugăm 150 ml apă. Când e fierbinte, adăugăm un pliculeț de 85 de grame de gelatină cu gust de căpșun. După care mai adăugăm 150 ml apă rece. Ungem o tavă cu ulei și turnăm compoziția. După care o vom da la rece. Același proces vom folosi și pentru gelatina cu gust de ananas. Pentru gelatina de lapte avem nevoie de 20 de grame de gelatină, care o punem în apă rece la hidratat, 250 de ml de lapte, 200 ml frișcă lichidă, o linguriță de vanilie și 100 de ml lapte condensat. Amestecăm bine și lăsăm să ajungă la punctul de fierbere. După care o vom lua de pe foc și adăugăm gelatina. Vom amesteca bine să se dizolve bine, după care o vom da deoparte. Următorul pas, vom tăia cu bulețe gelatina cu gust de ananas și cu gust de căpșuni. Acum vom unge tava cu ulei. Acum vom adăuga o parte din cubulețele de gelatină cu gust de ananas și cu gust de căpșun. După care vom turna un pic din compoziția albă. Iar acum vom pune și cealaltă parte din cubulețele de gelatină și vom turna toată compoziția de lapte. Și o vom lăsa la rece pentru câteva ore. S-a întărit, acum vom dezlipi ușor marginile și îl vom pune pe un platou. Și gata desertul nostru. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă da, dați-mi un like și înscrieți-vă la canalul meu. Pa, pa!